Salutare, prieteni! Ce credeți că fac? Strâng bani pentru vacanță. Peturi. Faros de bani. Muncesc. Sport și cu drag. Drag și cu sport. Cum vreți voi să spuneți. Am și în spate. Ce aici? Hai, bam, bam. Așteptăm că s-a dus o fată înaintea mea. Așa vedeți? Foarte drăguță. S-a blocat? S-a blocat. A, e ăla acolo? Nu merge împins? Am încercat. Ia să-l ia să-l să-l înapoi. Cred că ați reușit să luați bonul. Cred că sunt aici. A, da? Unde au numărul? Lucrez, nu lucrez la Mega. A, da? A, de la Mega. Păi și vine aici? Da, de obicei mai vine de la Mega, dacă e liber. A, și prin zona pe aici, nu? Nu bună, Elena, sunt Flori. Vezi că ea nu merge aparatul ăsta de revenit. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Da, numărul de la ăștia. Mă duc la Lidl, prieteni. Uite, Bogdane, uite, Olga, cum se fac banii pentru vacanță. Voi v-ați dus acolo pe spatele Nadiei, sora lui Bogdan. Veniți acasă, nu mai stați acolo pe nimic. Sau munciți, mergeți la muncă. Uite, îmi fac bani de vacanță. N-am avut noroc cu aparatul ăsta acum, dar mă duc la Lidl.
Și tot dau sticlele. Tot fac un ban. Voi ce faceți? Trândăviți? Dăm drumul la cameră. Mergem la reciclare la Lidl, prieteni. O nouă sursă de venit. Au băgat o grămadă, e. Deci nu sunt ca voi acasă. Bine. Deci trebuie să fie mult grămadă, e. Prieteni, s-au împus aici, merg în altă parte. Merg la Mega. Nu la care am fost, la zonă. Ați văzut, prieteni? Vin pakistanezi ăștia sau ce sunt aia, nepalezi, cu o grămadă de sticle, s-au blocat aparatele. Apoi acolo unde s-a blocat prima oară, poate au remediat problema, că am sunat cu fata de la Mega, bam, bam.
prieten, s-a făcut coada aici la Lidl, pentru că s-au blocat aparatele. Ia uitați, ne-a se ocupă cineva. Prieteni, greu să mai fac banii de vacanță. Ați văzut, n-am noroc. Am fost la reciclare la Mega, era o angajată care a băgat o sticlă și s-a blocat aparatul. Am ajutat-o să scoată sticla și tot degeaba. Am sunat la service, că avea număr de acolo. După aceea am fost la Lidl, erau niște nepalezi înaintea mea. Am băgat 19 sticle, s-a blocat aparatul. Mai am și vreo 21 de sticle, dar nu știu ce o să fac. De fapt, știu ce o să fac. Mă întorc înapoi acolo, poate a venit echipa de intervenții și a rezolvat aparatul. Ca să scap și de sticle astea din spate și de câteva de aici. Mai am câteva. Înțelegeți? Trebuie să fac bani de vacanță, prieteni. În funcție de câți bani fac, o să văd unde mă duc. Nu? Mai exact. Azi începe și campionatul european, Germania-Scoția, 3-1. Nu mai știu la pariul, că dacă era, puneam la goluri. Concurență, prieteni. Vedeți, prieteni, concurența? Aceea e sacoșa ca a mea. Timpul ăsta cam greu să mai găsesc sticle, pentru că dacă a plouat și e răcoare afară, nu mai ies oamenii la băut sucuri, bere, chestii. Hai, nu uităm și după fete drăguțe. Mă desiliconate am dat, prieteni. Nu s-a remediat nimic nici aici. Uite, alea s-au săturat și le bag acolo, le umple ăla. Vedeți, prieteni? Oameni care se satură și aia renunță la sticlă. Las că le iau eu dacă le las acolo. Da, prieteni, l-am luat eu, pentru că femeia l-a lăsat acolo, n-a blocat și aparatul, deși era blocat, oamenii se mai supără. Ia, dar și omul ăsta a vrut să bage sticlele acolo, le-a luat înapoi. Ia, e. Eu am luat sticlele aia, că le-a lăsat femeia acolo, și din aparat și deasupra, cu 5 lei, nu, sau nu știu, 3-4 lei. Nu mai știu, erau 7-8 sticle. Am băgat la sacul sticle și gata. Mă duc la Oșa, simt dacă reușesc la Oșa. Vreau ca să fie un tomber, un prieten. Prieteni, trebuie să ai răbdare, nu cum a făcut, cum a procedat femeia aia. N-a avut răbdare, a pierdut sticlele pe care le-a strâns și le-a și plătit. 50 de bani sticla, garanție la magazin, trebuie să ai răbdare. Asta, prieteni, asta nu este o meserie,
asta e pentru a salva mediul înconjurător, a salva planeta, să nu mai se strângă recipiente. Bam, bam. Prieteni, am evitat Ocean și am venit pe strada Avuției. Vedeți? Și merg tot la Lidl, la un alt Lidl, să vedem dacă am noroc aici. Am prieteni, mă bag și eu pe aici. Prieteni, am avut răbdare, m-am luat banii pe sticle și pe alea care le lăsase femeia acolo. Vă doresc sănătate, libertate, pace pe pământ și faceți ca mine, dacă puteți, dacă nu, duceți-vă la muncă. Bam, bam. Prieteni, ieri aici era lacul Tei, ca să zic așa. Făcuse dita mea băltoaca, de n-am putut să trec, acum s-a dus apa, a scurs, în canalizare. Deci ieri când am filmat, zona asta plină cu apă. Vedeți? Acolo era. Ce? Uite, am făcut din peturi bani. Ce? Uite, am din peturi, uite. Am din peturi. Ce să-ți dau? Ce? Ce-s bonul, uite. Recipiente, sticle. Ce legi de bani? N-am auzit că n-am. Ia strânge. Strânge Petru, uite eu cum strâng Petru, uite. Ați văzut, prieteni? Stau și cerșesc, de ce nu fac și treaba asta? Mie de ce nu mi-e rușine? Nu? Lor le-e rușine? Care stau pe aici, prin parcă și ciordesc, cu copii, cu vrăjeală, cu nu știu ce. La muncă toată.